Premieră în magistratura din România, procurorul Daniel Horodnicianu este cercetat disciplinar de inspecția judiciară după ce a amenințat doi polițiști care l-au oprit în trafic. Incidentul, vă reamintesc, a avut loc în luna mai și a fost surprins cu camera telefonului de unul dintre agenți. La momentul respectiv, Horodnicianu i-a certat pe polițiști că l-au oprit, amenințându-i chiar că va vorbi cu superiorii săi. Este alături de mine cu toate informațiile colegul meu Cristi Popovici. Cristi, bun găsit! Bună ziua, da este o premieră în magistratură ca un procuror, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii să fie cercetat de Inspecția Judiciară. Totul după ce în spațiul public au apărut acele imagini revoltătoare până la urmă cu procurorul Daniel Horodiceanu, în timp ce îi certa și chiar îi amenința pe agenții care l-au oprit în trafic. La acel moment Horodicianu încerca să și impună autoritatea de procuror în fața unor polițiști care nu s-au lăsat intimidați de cel pe care l-opriseră. fusese tras pe dreapta pe un drum din județul Iași pentru că făcuse o, de depășire fără a semnaliza corespunzător și pentru că rula cu o viteză mai mare decât cea legală, au spus poliții și la acel moment. Agentul în cauză i-a spus că nu-l amendează, ci doar că îi solicită actele și dorește să-i atragă atenția privind greșelile comise în trafic. În acel moment, procurorul Horodniceanu s-a enervat pentru că polițistul nu l-a recunoscut, amenințându-l chiar că îi va suna superiorii. La câteva zile de la incident, CSM anunțase că inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu și va face verificări în cazul respectiv. La finalizarea cercetării disciplinare, inspectorii judiciari pot dispune fie sesizarea secției pentru procurori în materie disciplinară a CSM, fie respingerea sesizării în cazul în care se constată că Daniel Hororniceanu este nevinovat.